Răzvan Slama, chitară-voce, Relu Vătuiu, bas, Ane Dumitrescu, voce și chitară, Lucian Ciuciu, clape și voce, Gabi Iacobescu, tobe, Dragoș Rădulescu, percuție, cu alte cuvinte, prima linie. Concertul susținut aseară de formația rock adunată în sala teatrului iubitor de toate vârstele ai acestui gen muzical. Recitalul intitulat Oameni gri a scos în evidență faptul că uităm de pasiunea pentru muzică și artă în general și ne închinăm viața banului. Cei care au venit la spectacol au înțeles acest mesaj. Evenimentul e binevenit, dar sunt rare evenimente de genul ăsta. Păcat! Pentru că sunt foarte multe formații. Eu am fost profesoară și știu că sunt multe formații, nu numai în Severin, ci și în județ. Și e păcat că nu le aducem aici și să le facem cunoscute. Am fost și la festivalul ăla de chitară clasică. Și acum noi suntem pensionari. Eu vreau să revină viața culturală a Severinului la ce a fost odată. Prima linie s-a înființat la Petroșan în 1982. Cei care vor să știe mai multe despre activitatea formației și să cunoască mai bine rockul severinan au la dispoziție linkul www.myspace.com/RazvanSlama.